profund. Acest om este apostolul iraționalului, acest Georgescu. L-ați ascultat cum vorbește? L-am ascultat, da. Chiar la 6 a avut o intervenție, dar în urmă cu o oră. Este, în primul rând, că tot ce este o morișcă de vorbe goale, lipsite de orice fel de conținut, toată lumea să fie bine și tot românul să prospere, iubire, știința e Hristos, hrană, energie, apă. Cum rezolvăm problemele României? Hrană, energie, apă. Adică cum hrană, energie, apă? Păi nu v-am spus? Hrană, energie, apă. Așa. Apoi apelul la formule misticoide vorbește ca un lider, un lider mistic al unei secte sinucigașe. Domnilor, vă rog să mă credeți, mie mi-e foarte, vă invidiez că râdeți. Da. E foarte bine că găsiți puterea să râdeți. A fost și o mie, modul ăsta de vorbire îmi amintește de liderul sectei Aum sau de lider de secta sinucigașă din Guyana. Adică cei care îl urmează trebuie să-l vadă ca pe un trimis al lui Dumnezeu pe pământ. Aș și spus, eu nu sunt un candidat. Eu am venit întru Domnul, întru Dumnezeu, unul pentru toți. Ce candidat? Deci un candidat mesianic. Se pregătește.